Te doare măseaua? Până să ajungi la medicul stomatolog, poți încerca mai multe leacuri băbești care îți vor calma temporar durerea. Însă nu uita că aceste remedii nu ți vor rezolva problema stomatologică, ci doar îți vor calma pentru un scurt timp durerea. Conform doc.ro, recomandarea noastră este că imediat ce se declanșează o durere de dinți sau de măsele, să-ți faci o programare la stomatologie, deoarece dentistul este în măsură să-ți dea mai multe detalii despre problema cu care te confrunți, dar și să te ajute să o remediezi. Până ajungi la doctor, poți să apelezi la o serie de remedii naturale care să te ajute să reduci durerile. Iată ce remedii naturale poți încerca pentru a preveni durerile dentare, dar și pentru a le reduce atunci când au apărut. Sucul de la o lămâie se amestecă într-un pahar de apă rece în care adaugi și gheață. Clătește-ți gura cu un asemenea amestec de 3 ori pe zi. Dacă ai gingia inflamată sau infectată, poți folosi pe post de compresă un cub de gheață învelit într-o bucată de tifon. Gheața va reduce inflamația, dar și durerile. Aplicarea compreselor cu alcool în zona în care se simte durerea ajută la ameliorarea acesteia pe termen scurt. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să aplici neapărat o băutură alcoolică, ci poți folosi, spre exemplu, esență de vanilie, care are un conținut suficient de mare de alcool pentru rezultate rapide. Uleiul de muștar este un ulei cu proprietăți calmante, așa că te va ajuta să diminuezi durerile de dinți și de măsele. Amestecă uleiul de muștar cu zeama de lămâie, pune amestecul pe o periuță de dinți și spală-te de 2-3 ori pe zi. Vei observa că durerile se vor diminua treptat pe măsură ce folosești mai des acest amestec pentru curățarea dinților. Alicina, substanța predominantă din usturoi, are efecte calmante precum și antiinflamatoare. Așadar, usturoiul te poate ajuta să scapi de durerile de dinți și de măsele. Prepară cu ajutorul unui mojar o pastă din usturoi și sare. Poți folosi, dacă este necesar, și una-două picături de ulei de măsline pentru omogenizarea pastei. Aplică pasta exact pe dintele sau pe măseaua dureroasă și lasă-o să acționeze aproximativ 30 de minute. Folosește această pastă de 3 ori pe zi și ai șanse mari să ameliorezi durerile, relatează doc.ro.